Deci dacă se dă un triunghi și ducem deci un triunghi și ducem medianele VD VD și AF aici, ele se intersectează într-un punct E, dar punctul acesta E are o calitate, el, o treime de bază și două treimi din vârf, adică el este o treime din tot. El, eu ăsta, este o treime din tot. Dar e, pe partea asta, tot așa, este o treime din toată mediana. Ori aici este altceva, bui E este cât e D. Deci nu suntem în situația la care visezi tu. Ce e prin E trecând nu-i mediană niciodată. Da? Niciodată. În concluzie, nu culoarul ăsta este bun, ci altceva trebuie văzut. Nu uităm nicio clipă că trebuie să arătăm că BF e o treime din BC. Sau de trei ori BF pare și cât BC. Cum eu aici joacă ca, în ce calitate este de centru de greutate, înseamnă că F-ul acolo ar trebui să-l vedem ca un centru de greutate. Nu? El este pe fiecare din ele la o treime de bază, două treime de vârf, dar în ce triunghi se apară în calitatea asta? A, B, C. Păi în triunghiul A, B, C ar fi intersecția unor mediane F-ul. Dar el nu este intersecție, este până din laturi. Deci pică ideea, părăsește asta. În alt triunghi trebuie să găsim. Dacă ne ducem pe observația asta să fie fă un centru de greutate. Suntem în impas. Păi, trebuie să găsim o idee. Nu? Suntem în impas la prima citire. Am mai spus-o de atâtea ori. Nu putem vedea problema chiar de la început. Ar fi prea simplu. Cine? D-E. D-E. Linii mijlocii, unde e luna? Când zici D-E, într-un triunghi. D este mijlocul lui AC, eu mijlocul cui este? BD. Eu este mijlocul lui B, BD. Și atunci, care triunghi? La care triunghi să mă duc eu? Da. Dacă luăm M simetricul lui A față de B? M simetricul lui A față de B. Și dar de ce să mă duc să vedem care e motivul? B, C, C, B e median. Deci, atenție! Eu vroiam să ajung la ideea că B, F este o treime din toată. Da. Adică F să fie calitate de centru de greutate. Da. F să fie în calitate de triunghi, de centru de greutate într-un triunghi. Da. Dar el este pe fiecare din mediane. Ar da? Trebui, F fiind pe una din mediane, ar trebui pe CB să-l văd median într-un triunghi. Pe median. Ca să fie median, ar trebui să mă gândesc așa, să păi asta pe asta. Ei, ăsta e motivul, dar vreau să construim ideea. A. Deci, fie simetricul ăsta, pare pentru ei așa, de unde? Din pământ? De deci, care e motivul? Motivul ăsta, deci ca și cum ar fi acolo jumătate de triunghi să mai facem o jumătate. Deci, atenție, ideea e foarte tare ca mod de a gândi. Miruna, ce am spus? Că BF trebuie să fie o treime din tot BC. Eu știu că centrul de greutate se află pe fiecare din mediane, la o treime de bază și două treime de vârf. Cum BC este o latură, pe ea trebuie să o văd mediană într-un alt triunghi. Și ca să văd mediană într-un alt triunghi plecând din C spre B, înseamnă că mediană pică la mijloc. Și asta e motivul pentru care mă gândesc să construiesc simetricul. Da, da. Deci eu trebuie să am un motiv temeinic la treaba asta. Că elevul spune așa, nu vine în minte să fac asta, ce mă superi? Care-i motivul? De ce trebuie să fac asta? Și atunci am înțeles de ce să mă duc în cap pe atâta ca lungime,
încât B-ul să fie la mijloc și notez cu M aici și ar putea și apare triunghiul ăsta. Uite minunea cât de frumos a apărut triunghiul AMC, un triunghi de mine construit. B-i la mijloc. B-i la mijloc. L-am luat simetric. Corect. Și acum, în triunghiul ăsta se întâmplă minunea adevărată. CB este mediană. Da? De ce CB e mediană? Că a unit vârful cu mijlocul. Cu mijlocul, corect. Mai am un lucru. MD, dacă aș urni pe M cu D. Da. D este mijlocul AC. D. Deci MD e mediană. Deci MD este mediană. Da. Și atunci Nu are ce face nimic de BF, BKV, decât să fie cele, mediană. Cele două... S-au intersectat în fâi. Cele două s-au intersectat, nu știu când, când F. Aici e problema. Deci în triunghiul A, M, C, am pe C, B, mediană, este M, D, mediană, foarte clar, din motive precise, că e D, mijloc. Da. Ele, B, C și cu M, D, se întâlnesc într-un punct. Aha. Nu știu că e F ăla. Aha. Într-un S-a punct, da. Într-un punct e F, nu să zic. Nu chiar F aici unde e dus-o așa, ci într-un punct e F. F1-ul ăsta are calitate de centru de greutate și atunci AF1 trecând pe aici va fi și a mediană. Unde ajunge obligatoriu? Pe mijlocul lui MC. MC. Da? Deci îi reiau încă o dată. Nu am motive foarte temeinice încă. Zic că trece prin F, da. Da, nu am. Eu să ies o intersectat într-un punct, e F1, altul decât F. Și ce pot să spun că A e F1 al meu dus, taie pe MC la mijloc. Am toată convingerea că taie la mijloc. Într-un punct, să spunem L. Unde M, L este cât el ce. Însă, faptul că e B la mijloc, da. D la mijloc, B, B de ce este? Linii mijlocii. Linii mijlocii în triunghiul așa. Și jumătate din... E paralelă, da. E paralelă cu asta și jumătate. Da. Deci cât M, L. Și am demonstrat așa. Mai înainte, în problema anterioară, cu orice secant aș duce așa, vă amintiți că am zis că orice secant aș duce, totdeauna într-un punct M era parcă acolo, A, M este cât M, nu știu cât era, F, M, F. Cam arătat asta. Da. Ei, acum, atenție. Eu mai am o problemă în plus că B, E este cât E, D. Da. Deci B, E este cât e D. Da. Și mediana asta care am dus-o, o taie, e clar că e mediană, taie pe M, C la mijloc. Asta fiind paralelă, tot așa voi arăta că va fi mijloc. Deci, cum A, L e mediană și o taie pe M, C la mijloc, tot așa o taie și pe A, pe B, D, la mijloc. Adică A, F1, cum am zis eu, aici devine poate. De fapt AF. Deci AF1 devine AF, ca să fie la mijloc. Și dacă e AF, atunci F este iarăși centru, e clar că e centru de greutate, că eu m-am speriat de faptul că s-ar putea să nu fie F1 identic cu F. Și am arătat că F1 este identic cu F. Și cum F1 e centru de greutate, B, F1 este cât, de trei ori cât e o treime din B, C. Nu? Și atunci, fiindcă F1 coincide cu F, iată-l clar, B, F este o treime din B, C. Și termina problema. Rea. Da, cum detectăm. Insistăm. Tot secretul problemei acestea a fost apariția punctului M.
Deci nu într-un triunghi care, pe care îl vedem, e o problemă de construcție. De aceea este mai dificilă. Deci nu în triunghiul care îl servez, ci apare punctul acesta M. Dar oricine întreabă și spun, domnule, eu nu, mie nu vine în minte să duc simetricul acela. Nu mă pricep, nu am înțeles de ce să-l iau simetricul. Că totdeauna în redactările soluțiilor spune, fie simetricului, fie M simetricului A față de B. Dar fie, și nu se apucă de treabă, începe brusc, începe așa abrupt. Nu lasă o interpretare, nu lasă să înțeleagă de ce face așa ceva. Cum? De unde să-ți vine ție în minte asta? Și acum pornim. Noi nu aveam pe M aici. Era figura doar până la nivelul ăsta. Ne amintim că s-a întâmplat așa. A fost un triunghi ABC. Oarecare. D la mijloc, nu degeaba. Și eu mijlocului BD, atenție, eu în mijlocul BD, și unim pe A cu E, prelungind-o, ta într-un punct pe BC, într-un punct F. Ei, trebuie să arătăm că BF reprezintă o treime din tot BC-ul. Asta ne duce cu gândul la mediană, domn profesor. Că BC trebuie să fie median. Dar în ce triunghi? Asta este. Și de aceea construim. Exact. Asta este. Pe asta există. Și spun, cum BF este o treime din BC, înseamnă că există cumva un triunghi în care BC este o mediană, că știu eu că centrul de greutate, nu? Centrul de greutate este tot timpul la o treime de bază și la o treime de vârf. Adică el reprezintă o treime din toată. Uh-huh. Și atunci cum BF se vrea în calitatea asta, atunci ar trebui ca CB să fie median într-un triunghi. În care triunghi? Ca B să fie în mijlocul cui? Ori mă duc în sus? Nu. În jos. În jos, corect. Ca să fie în mijlocul, încât AB să fie cât BM. De aceea prelungesc pe AB, da. Încă o dată până AB să fie cât BM. BM să fie cât AB. Corect. Adică, altfel spus, simetricului A față de B, unutăm cu M. Da. Și atunci AB e mic. Sau, într-un limbaj de ăsta, prelungim pe AB un segment BM, cât să fie ca AB, încât B-ul să fie la mijloc. Într-un limbaj de ăsta, așa, ca să înțelegi mai bine. Și acum, a apărut punctul M. Ce B să fie mediană, e clar că triunghiul ACM. E triunghiul ACM. Acum ne uităm la triunghiul ACM. Deci acum, pentru noi, toată povestea se întâmplă în triunghiul ACM. În triunghiul ACM, CB este median. CB este median, că B e la mijloc, așa am construit noi. Ce vedeam? Dar D era la mijloc. Lua ce? Dată din ipoteză. Din ipoteză. Deci în triunghiul A, M, C, de acum toată discuția o pornim în triunghiul A, M, C. Da. În triunghiul A, M, C, am o mediană, C, B. Alta, M, D. Alta, M, D. Dacă arăt eu că intersecția lor trece prin F. Ele sunt două care s-au intersectat într-un punct. Da. Ala e centrul de greutate, dar nu știu că e F. Nu știu. Zice că A, E, intersecția cu B, C, E, F. Deci A, E, da. Egal cu un punct F. Dar despre mediane, noi acum avem o situație aparte. Cele două mediane sunt, s-au întâlnit într-un punct, F1. F1, nu tot F, n-am niciun motiv să spun tot F. Tot F, da. Într-un punct F1. Acum B, F1, este cât, de trei ori B, F1, este cât F, C. Despre, asta despre putem F1. Zi. Da. B, cu F1 am treabă, corect. Da? Corect. Bun. Dar unind noi pe A cu F1, A, F1, da. E tot mediană. A F1. E tot mediană. E a treia mediană. E a treia. Da. Și fiind mediană, se duce la mijlocul lui BC. Lui mâcă. În L. În punctul L. Da. Ce pot să spun este clar un lucru. Că M, L, da. MC e paralelă cu B, E. Care e mijlocie, da. Ca linie mijlocie, că da. B la mijloc, de la da. Mijloc, de așa. Da. Da? Ei, în triunghiul A, B, în triunghiul A, M, L, da. A, M, L,
am pe B la mijloc. B e linii mijlocii. Da, B e așa. Am pe B la mijloc. Da. BD este paralelă. Și o va tăia pe AL la mijloc, dacă vreau să spun da, chestia asta. Și ei la mijloc și B e linii mijlocii. Exact. Și în condițiile astea, B e este linii mijlocii între unghiul respectiv, da? Da. Și în momentul de față, BL asta trece exact prin E. Da. BL trece exact prin E, care era mijlocul BD. Corect. Dar dacă BL trece prin E, cum prin E am dus pe A, F prin E, lor, da. Prin două puncte distincte trece o dreaptă și mai una. Corect. Nu am odată A, E și odată A, E, L. A, E, L. Sunt în aceeași primul, sunt coliniare. Corect. A, E l-a indirectat pe BC în F. A, E l-a indirectat pe BC în F. F. În F a dat ipoteza. Da. A, mă, E, bă, și când A, A, E, intensitate pe BC în F1, pe urmă, că a fost exact. A, L1. Păi nu se poate duce în... F1 e egal cu F2. F1 e egal cu F2 și termina problemă. Cu F, da. F1 identic e F2, da? Ia să vede, redactează. Am înțeles-o, redactăm, stăm de vorbă. Hai, cu. Deci demonstrație, da? Fie e simetricul A față de B. A, B, complet cu B. Construim, scriem, da? Construim un segment. Nu, scriem fie N, M. Fie N, simetricul lui A față de B, cine? De B. De B. Da? Avem într-un unghiu, apă într-un unghiu A, M, C, avem M, C, B, mediană. Într-un unghiu. Într-un unghiu. A, M, C. Avem. Da? C, B, mediană. C, B, mediană, că am dus noi simetri. C, B, mediană. M, D, mediană, din ipoteză. M, D, mediană. Cum se notează mediană? M, D, așa. Așa? Da. M, D, mediană, din ipoteză. M, D, este și ea mediană. Din ipoteză. În același triunghi? Da. Acum, C, B, intersectează... C, B, da, trebuie să măsurăm asta și C, B. C, B, intersectează M, D, egal cu punctul F, 1, nu F. Da? F1? F1. Noi nu știm cât trece prin F. F1 e aceeași chestie. Acum. Deci când voi intersectează un MD și egal cu punctul F1, da. Asta înseamnă că A, E... Da. Nu, trebuie să te mostrăm mai întâi că F1 e la cu F. Da, e a treia mediană. Obligatoriu. A, F1. A, F1. E a treia mediană, mamă. Deci fie M simetricul ia față de B, am construit unghiul, în felul ăsta a apărut unghiul AMC, da? În care CB este mediană, așa, așa notăm tot profesor. Fie deci, M simetricul ia față de B, așa. Ca să arătăm că am construit... Da, da? Simetricul față de B. Și spune mai aici în paranteză, înseamnă că AB este cât? AB. Congruent. Congruent cu BM. Ca să înțeleagă omul ce așa. Și cum, da? Și aha, vorba de, și încă ceva, aha. A, liniuță B, liniuță M, ca să spune că sunt coliniare. Da? Vezi? Da. Asta înseamnă că ai zis simetric. Deci ai tradus în limbaj da. Matematic da. Simetric. Ok. Acum, în triunghiul A, M, C, da. Avem C, B, nu știu cum se fac la mediană. C, B, semidreapta asta. Așa? Deci, atât. Așa, C, B, mediană. CB. A plecat din C, da? Da. CB. Este mediană. Segmentul CB poate să fie făcut așa. Voi cum îl scriți la clasă? Asta întreb și eu, nu știu cum. La clasă spuneți CB... Paranteze pătrate. Paranteze pătrate, bine. Adică a plecat din C până în B, da? De acolo segmentul respectiv. MD și ea este mediană. Tot așa pune. Așa.
așa, și intersecția celor două mediane, așa, punctul F1. Egal punctul F1. Noi nu știm că trece prin F. Sigur. Nu, acolo nu faci pătrate. Să nu fac pătrate? Păi dacă am acolo la pătrate și acolo trebuie să le fac pătrate. Păi aici nu faci niciodată pătrate. Păi vezi de aia zic, cum vă faceți medianul? Eu nu știu cum faci. Atunci nu mai... Doar atâta cu C, B și M, fără nicio paranteză, fără nimeni. Să subînțelege că e vorba de drepturile acelea care se intersectează, în sfârșit acolo. Nu le pune, dacă zici așa, să le subînțeleg așa. Numai când zici congruența, atunci puneți mulțimea punctelor acelor. De ce mă intersectează cu AD egal cu punctul F1? Și atunci acolată din cele două, da, din cele toate, toate trei, dar cele trei, rezultă că A e F1, A e F1, intersectează median. A e F1 median, da. Da, median. Median. Adică zicem A, A e F1, AL, cum am notat-o noi, nu? AL. AL. Da. A e F1. Am trebuit să demonstrate că F1 e aceeași lucru cu F. Cât? Acum așteaptă? Așteptăm. Deci A e F1, că am zis-o pe F1, dar trebuia să spun A, L. A, L. Deci A, L, mediană. Deci A, A, L, mediană. A, L, mediană. Așa. Și în paranteză spunem că F aparține lui, F1 aparține lui A, L, ca să spunem că a trecut prin aparține lui A, L. Hai să spunem foarte clar. Deci, adică F1-ul centru de greutate. Da. Cea de-a treia care trece prin F1 e mediană. Adică ML este cât LC ascuns. Da? Scriem și asta? Da, da, da. Da. ML rezultă din asta că ML congruent cu LC. Bun. Deci, repetăm. Apare triunghiul acesta. Cu M. Am văzut de ce. Aveam nevoie. L-am construit noi. M, D e mediană. C, B e mediană. Deci, cele două se intersează în punctul F1. Asta înseamnă că AL e tot mediană. AL e tot mediană. Alte și prin F. Și acum avem așa. Că B e la mijlocul. Deci începem în tot în triunghiul AMC. Da. În triunghiul AMC. AMC. Avem B la mijlocul lui AM. Deci A, B, congruent cu B, D. Avem A, B. A, B, congruent. A, D cu D, A, D. Congruent cu D, așa. Și asta înseamnă că B, linii mijlocii. Linii mijlocii. B, D, paralelă. B, D. B, D, asta mă interesează. Paralelă cu M, C. Și dacă ar fi un flux, aș spune că BD, ca lungime, e jumătate din BC. Dar nu mă frământ acum. Nu mă interesează. E paralel. BD. Avem acum, luat din ipoteză de desubt, spunem. BE congruent cu ED. BE congruent cu ED din ipoteză. Da, din ipoteză. Da. Avem că ML congruent cu LC. Da, prin demonstrație. A, E intersectează BC. În F, din ipoteză. Da, A, E intersectează BC. În F. BC, da, F. Asta din ipoteză. Da. Și mai avem că A, A, F1. Da, am făcut. Intersectează DC în L la mijloc, A, F1, tot mediană. Avem asta, da? Avem asta, uite. Așa. Bun. A, F1, să zicem așa, A, F1. Mediană. Mediană. Bun. Dar A, F1, impropriu. A, L intersectează, așa. A, L intersectează, da. A, L intersectează. Pe așa, pe M, C. Egal punctul... Egal cu L la mijloc, nu? A, L. Intersectează pe M, C. Da. Da. A, L intersectează pe M, C. În L. Egal punctul L, sigur că da. Dar spune și ce calitate are L. M, L este cât L, C. Da.
Mă, L. Noastră. Așa, L. Dar scris mai sus. Congruent. Am scris aici. Așa, aveam acolo. Bun. Da. Mă, L congruent cu L. Da. Și acum folosim acest lucru, că B, E este cât e D, sub ea. Aici. Uite, B, E, congruent cu E, din ipoteză. Exact. Da. Atunci, A, L intersectează pe B, C în F1 și A, E intersectează pe B, C în F. Cum A, E coincide cu A, L, F e egal cu F1. Asta F e egal cu F1, dar cum da. F1 nu rezultă, nu? Da. Deci aici M, L congruent cu L, da. Da. B e congruent cu E, nu mai știu dacă aici. Așa. Asta era paralel. Rezultă. Așa. Și acum avem A, că... A, E intersectează B, C în F. F. Și... și A, aici ai vrea să acolo, spune. Acolo, da. Așa, și... deci, A, A e intersectează B, C în F. În F. Și A, E intersectează pe A, L. A, L intersectează, A, L intersectează pe B, C în F1. Egal cu F1. F1. Cum A, E, cum A, E coincide cu A, L, cum A, E coincide, egal, coincide, poți să zic coincide. Egal cu A, F, F. Da. Rezultă atunci. Rezultă din toate, da? Da, rezultă din toate că F, F coincide cu F1. Egal cu F1. F coincide cu F1. Și terminat problema. F avea calitatea, F1 da. Avea calitatea că e o treime. Și de aici rezultă, că dacă F e cu F1, rezultă că B, F. Nu, B, C, B, C, e egal cu 3 ori. B, C, e 3 ori, pentru că ea este mediană, despre care tot discutăm. Da, și deci e terminată problema. Deci, toată povestea a fost să băgăm pe B, C, mediană în triunghiul ăsta, cu construcția simetrică. Și era singura soluție, cred eu, acum poate mai fi șanse, pentru că dacă ea era de 3 ori B, F, asta înseamnă că asta nu mai mediană trebuie să fie. Problema a fost făcută așa. Ce? Când a fost construită de autor, el a făcut toată povestea asta și a șters partea de sub. Și a lăsat pe voi să o construiți. Da, da. Deci el face așa problema. Într-un triunghi, medianele, da? Într-un triunghi, medianele se intersectează, apoi asta e de, de are linii mijlocii, o taie și pe asta la mijloc și o taie și pe asta mai la aveți mijloc. O problemă? Da. Mai este o problemă, da? Mai am una, 27. Hai nu, zic 27 de minute la timp a fost. Așa. Hai, cine o dictează? Hai. Domnul profesor, eu șterg. Hai, da. Dictează-o. De ce problemă? 27. 27. 27. Profesor, e acolo. Știu, da. Dacă o dictați, domn profesor. Bine. Deci așa. Chie e triunghiul ABC. În ipoteză. Da? Triunghiul ABC. 12, 20, da? Da. Triunghiul ABC. Oarecare. Da. E în mijlocul lui BC. E aparține lui BC. Astfel încât. Da. Bâie. Îngrăindu-se lui BC. N-a luat M. N-a. Aparține lui A, M. Da. Am, dar tot la mijloc. Nu aparține la M, dar da, la cui? M a fost pe BC. Ai zis că e. E M, M am spus. M, mijlocul lui BC. M, da, nu e. M, M, M. M, mijlocul lui BC. M, B, M atunci. B, M este cât M, C. M, C. Da. Nu aparține lui AM astfel încât... Nu aparține lui AM așa încât să fie la mijloc, adică A, N... N, da. Așa. Bine, pe mijlocul lui AP... Nu aparține lui AP... Deci... P lui AP... P, păi este... E o greșeală. Deci, M, mijlocul lui BC, facem figura, să începem. Facem figura, da. Pentru că asta îmi depășesc. Asta-i greșel. Stăm până mâine. Mă, trângă mare care. Trângă BC. De ce?
avem M în mijlocul lui BC. Da. M. N a lui A, M. Este astfel cu M. Și duc așa, mijlocul. Da. N. Da. Deci asta e cu asta. Asta e cu asta. Da. Bun. Și acum a luat P. P-ul a lui B, N. A lui B, N, da? B, N. Da. B, N. Și punctul P a luat. Păi mijlocul, da? Da. P-i... Iar Q, mijlocul lui A, P. Stai așa puțin. P-ul lui B, N, ai zis? Astfel încât B, P, congruent cu N, P. Da. Și, cum ai zis? Și Q? Q este mijlocul lui AP. Lua AP, astfel încât, lua AP, aoleu, nu mai zic. Da. Problemul de construcție. Așa, îi Q a zis, da? Corect. Q, astfel încât AQ, congruent cu Q. Da. Arătați că punctele CN și Q sunt coliniare. CN și Q. Concluzia. CN, CN, Q. Da. Q. C. Și că da. NC e în C egal de 4 ori în Q. NC egal de 4 ori, ori e în Q. NC. NC. Așa. Deci nu, nu. Deci arătăm asta. Punem cu roșu. Da, da, da. Deci mergem în coliniare întâi, o să arătăm coliniaritatea. Da. Și apoi că... Și pe aceea că NC... NC de 4 ori... De 4 ori NC. NC. Adică bucățica asta de aici... Da, de 4 ori ce? De 4 ori, da. Da. Hai să încercăm să... Eu așteptam, da, faceți un da. Arată, domnul profesor. Cunoasă pe bărbantul. Da. Păi n-a nepăvărat, nu? Sigur că da. Întâi coliniaritatea. Cât coliniare, că poate mi-ajută. Exact. Cum arătăm cât coliniare, Miruna? Ca tehnică de coliniaritate. Ori când... Ori arătăm că... M, N, C, cu... C, Q, N, A sunt congruente. Deci M, M, N, H, M, N, C, unghiul ăsta, da? Da. Și Q, N, A. Q, N, A, A congruente, ca să fie unghiul repus la vârf, da. Nu? Tehnica aceea. Bun, asta ar fi una. O să arătăm că dreapta e paralelă cu o dreaptă și alta e tot paralelă. Dintr-un punct exterior trece o singură da. Paralelă. Bun, oare, dacă aș uni pe, N cu, pe cu M, deci dacă aș uni pe P cu M, o să fac. Și dintr-un motiv, nu știu care, vom arăta că QN e paralel cu PM și că NC e paralel cu PM. Atenție! Nu știu de ce motive, dar dacă reușesc să arăt că QN e paralel cu PM, că NC e paralel cu PM, atunci, pentru un punct, ne aș duce două paralele la dreapta asta. Eu îmi imaginez că dreapta asta e prelungită, da? Uitați, așa trebuie să o vedeți. Când zic de o dreaptă, numai, nu numai pe M, ci iată așa. Da. Ei bine, ar însemna că prin punctul N am dus pe QN o paralelă la dreapta asta, am dus o alta în NC, da. Și printr-un punct N, nu se pot duce două paralele. Și atunci, atunci punctele sunt așezate pe o dreaptă. Sunt, cele două sunt suprapuse. Da. Asta ar fi o tehnică. La care m-aș opri. QN cu PM paralele. Dacă reușesc să arăt că QN cu PM paralele, sunt tare. QN cu PM. QN paralele cu PM. Da, da, Q e la mijlocul lui AP. Q e la mijlocul AP, așa l-a luat din da. Construcție. Da. Și deci nu e la mijlocul AP. Q nu este din mijlocie. Asta e. Q nu e din mijlocie între un Q, A, P, M. E paralelă. Și atunci e paralelă. Cu PM. Corect. Da. Dacă aș arăta că și nu e C, e paralelă cu PM, iarăși aș fi tare. Nu ce?
MC, paralel cu PM. Păi PM nu e linie mijlocie iarăși. PM iarăși linie mijlocie în triunghiul BNC. Corect. Și atunci PM e paralel cu MC. Iată că am prin M dus odată QN paralel la asta. Da. Prin M am dus o altă paralelă MC. Corect. Nu se poate decât ele să fie colineare. Termina problema, colinearitatea rezolvată. Unicitatea paralelei duse pentru și acum trebuie să arătăm că... Trebuie să arătăm că Q-n ăla e de 4 ori... Da. Q-c? N-c sau... Q? Q-n? N-c. E de 4 ori Q-n... Păi... N-c e mai mare. Hai să fac o reclamă. Da, da, Q-n, cum a spus că este cu PM? Paralelă. Și cât este linia mijlocie? Jumătate. Adică 2 de ani chiul nu face cât pe mână. Da. Deci pe mână face de 2 ori chiul nu. Da. Păi de altă parte? De altă parte pe mână e jumătate din NC. Adică 2 de 2 ori pe mână face cât NC. Cât NC. Da. Și de 2 ori pe mână face cât NC. Și încă o dată de 2 mulțit face cât chiul nu. 4 de ani Q, nu? Face cât de da. Să scriem asta. Da. Hai, dacă trebuie, că e foarte asta, faină. Asta s-o face. Demonstrație. Asta. Păi și pe amândouă, mă. Dar e ușor. Hai, mai, păi scrie. Tocmai de ușor. Hai, citează. Modul, mă, fiindcă e așa simplu. Modul, mă. Hai, adu-ți-o. Acum, că nu am scris de mult. Păi da, cum Q e la mijlocul apă. Păi zici, cum? În triunghi. În triunghiul APM, deci în triunghiul APM, acolo avem. AQ cât QP. AQ cât QP. AQ congruent. QP. Cu QP. AN cât NM. AN congruent cu NM. Rezultă că QN. Din cele două rezultă că Q-n... Q-n, linii mijlocie și atunci e paralelă cu... Q-n... Linii mijlocie. Linie mijlocie. Și n-are altceva de făcut decât să fie paralel. Q-n este paralelă cu... P-m. Cu B-m și... P-m. P-m. Cu P-m, da, P-m. Da, P-m. P-m și încă ceva... Și este jumătate. De două Q-n... Da. De două Q-n face cât P-m. Da. Cam o două. Da. Pe de altă parte, în triunghiul B. Ziade, în triunghiul B, N, C. În triunghiul B, N, C. B, N, C. Avem P, M, paralelă cu N, C. Nu. Păi stai, băi. Te demonstrează. A, B, B, P, congruent cu P, N. B, P, congruent cu P, N. Până. Bă, mână congruentă cu mâncă. Și deci rezultă că pă, mă, linie mijlocie. Pă, mă, linie mijlocie. Și dacă, ce înseamnă dacă linie mijlocie, rezultă că... Rezultă că pă, mă, e paralelă cu NC. Și de două ori pă, mă, este egal NC. Egal NC. Acum... Și pe de-o parte avem de două mâpâi... Hai să folosim mai ales paralelismul ăsta. Le luăm pe astea două mâpâi și le schimb una sub alta. Q-N. Q-N. Paralelă cu P-M. Da. Și M... Și P-M. Pe de altă parte P-M. P-M. Paralelă cu NC. Adică NC paralelă cu PM. PM. În astea două rezultă. Și două. Avem deja colinearitatea asigurată. Avem două paralele. Așa. Deci rezultă că Q-N paralelă cu NC. Că două drepte paralele cu a treia sunt paralele între ele. Corect. Și cum N aparține și una și la alta, rezultă că Q-N identică, da? Este aceeași cu NC. Când trece prin punctul N. Mm-hmm. Aceeași cu NC.
Deci și culoare Q, N și C. Q, liniuțe N și C. Poliniare. Poliniare. Terminal prolog. Bun. Acum avem pe de-o parte. De două ori Q, N. De două Q, N. Egal cu P, M. Egal cu P, M. P, P, M. M. Și pe de altă parte, de două ori P, M. Doi P, M. Egal cu N, C. Egal cu N, C. N-am decât să mă duc, înlocuiesc pe pământ aici și se vede că e de patru ori, nu? Adică patru. Ce fac aici? Pun pe pământ aici, da. Vine 2 ori 2, 4. 4. 4. Din astea două, le duce că 4. Nechiu. Nechiu. Și egal cu nechiu. Și termină problema. Super. Așa. Hai să vedem, am terminat cele două. Cât de ceasul? E și 45. Da, e timpul, domnul. Da, facem sinteza. Da, eu oprim repede. Zicem... Sinteza, trebuie copii. Probleme, nu, în linia mijlocie. Linia mijlocie. Recapitulare la ăsta, centru de greutate. Linia mijlocie aici, a fost principală. Iau, a fost principală. Proprietăți și probleme. Linia mijlocie, da. Proprietăți, probleme. Da, hai că să mai, am mai găsit intersecția medianelor. Exact. Concurența medianelor. Concurența medianelor, da, din concurența medianelor. Concurența medianelor. Paralelism. Paralelism, da, 3. Paralelism, că au fost paralogramele exact, acelor. Exact, 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 paralelism. Paralelism. Paralelogram, da? Paralelogram. Și probleme la probleme toate acestea, da? Corect. Probleme la toate. Hai, adică da, finalul. La revedere, vă mulțumim că l-ați urmărit pe profunat și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share. Așa, mă. Și cum a zis... Și... Asta a fost cea mai tare. Asta, Darius, cum a zis domnul profesor? Mă dați like și share dacă nu viu la voi. Deci, vă bătui. Asta o pot să zic apropo de Halloween. Deci, vin. Dați like și share că vin. Da, vin de nu dați like și share. Super.